BMW-ul ăsta circulă pe străzile din România. A fost pus la vânzare de mai multe ori până a fost vândut. Kilometrajul arată cam așa. În 2020 avea 280.000, după care au fost dați la 100.000 și în 2021 avem ultima intrare 163.000. Probabil că astăzi are undeva la 200-230.000, dar a avut dați înapoi peste 180.000 de kilometri, deci teoretic ar avea un total de 400-500.000 de kilometri, 400-450.000. Să vedem dacă are și daune. Există și două daune, una de 30.000 și una de 40.000 de lei. Un 2.0 diesel a fost aplicat în Germania, iar mașina a fost adusă din Italia. Și după cum spuneam, acum circulă în România. Ca să evităm să cumpărăm așa ceva, trebuie să ne verificăm mașinile, să mergem la un mecanic, să verificăm istoricul, să cumpărăm un raport car vertical, pentru că, după cum se poate vedea, acest raport a fost foarte util. Dacă ai fi văzut raportul la această mașină, cu siguranță nu ai fi cumpărat-o. Folosește codul 99vehicles la checkout pentru reducere de 20% sau intre pe linkul meu din bio.